te-am regăsit. Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și acum suntem în ultima zi a cursului de formare în coaching, seria 18 București, și am zis noi așa, cum să te bucuri de fiecare clipă și să trăiești fără regrete că se termină ceva. Pentru că deja am auzit niște, oh, ce păcat că se termină cursul, ce păcat că... Ideea este, hai să ne bucurăm până în ultima secundă de curs sau hai să ne bucurăm până în ultima secundă de orice facem și să începem o nouă etapă după curs sau după orice facem, astfel încât să așteptăm cu nerăbdare sau să previzionăm cu mare încântare ceea ce urmează să facem. Dar hai să vedem acești oameni extraordinari, de genial și de minunați, ce au să ne împărtășească din înțelepciunea lor și crede-mă că eu am crescut un metru acum alături de ei în aceste zile și am învățat extraordinar de multe și sunt profund recunoscătoare. Așa încât hai să vedem ce mai învăț și astăzi de la acești oameni minunați. Cine vrea să înceapă? Imediat. Bună dimineața! Dacă tot am pus întrebarea, am zis să dau eu prima răspunsul, pentru că eu mi-am spus că îmi pare rău. Reformulez. Îmi pare bine că se termină acest curs, pentru că atunci când se închide o ușă, se deschide o alta. Și sunt profund recunoscătoare că s-a încheiat o etapă care m-a ajutat să deschid mai multe uși, nu numai una singură. Și cu tot ce am dobândit aici în materie de cunoștințe, pot ca lucrurile să meargă în direcția pe care eu mi-o doresc și să acționez așa cum sunt, cum consider și cum vreau să iasă toate lucrurile. Abia aștept să pot pune în practică ceea ce am învățat, așa că se termină ceva pentru a ajunge în alt loc unde de fapt mi-am dorit. Aici a fost o etapă. O etapă care m-a ajutat să ajung acolo unde poate nu știam, nu credeam și totuși îmi doream în adâncul sufletului meu. Așa că mă bucur că am fost la acest curs, că am plecat cu multe cunoștințe, informații și cu prieteni noi. Abia aștept să vină ziua în care să vine. Abia aștept să încheie cursul și urmează o etapă foarte frumoasă în viața mea. Aștept să trăiesc fiecare clipă cu mare bucurie, indiferent că ceva se termină, cu siguranță altceva începe. Și acel altceva poate îl voi face să fie mai frumos ca ceea ce s-a terminat. Asta depinde doar de mine. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată! Wow! Felicitări! De la tine încolo sau încolo? Încolo. Ok, mulțumesc! Bună dimineața, sunt Maria. Da, vorbim despre bucurie. Eu sunt foarte bucuroasă pentru că știu că bucuria este o stare interioară care ne ajută să fim fericiți. Atunci când ești fericit, ești autentic. Când ești autentic, poți să spui te iubesc. Pentru că nu e foarte ușor să spui te iubesc. Ca toate lucrurile, a iubi se învață. La fel cum ziceam și ieri, este o artă, într-adevăr. Când spui cu toată ființa ta, cu tot sufletul, te iubesc, atunci ești bucuros. Te bucuri de momentul prezent, știi să-l apreciezi, așa că, dragi colegi, dragi prieteni, fiți autentici și bucurați-vă de fiecare clipă, pentru că noi ne creăm realitatea, nu poate să vină nimeni din afară să ne spună când să fim bucuroși, când să fim fericiți. Așa că bucurați-vă, bucurați-vă toată ziua și toată viața voastră. Vă iubesc! Wow! Felicitări! Felicitări! Bună dimineață! Într-adevăr, sfârșitul de ceva nu înseamnă sfârșitul în sine, înseamnă de fapt începutul de ceva nou. La fel de minunat sau chiar și mai bine sau mai extraordinar, nu știi niciodată, atunci bucură-te de fiecare clipă, mergi până la capăt cu disciplină, așa că o să vezi viitorul, noul început, cu bucurie, cu euforie, să mergi mai departe cu succes. Felicitări, mulțumesc! Bună dimineața! Dacă până acum nu știu să trăiesc, nu știu să zâmbesc,
Nu am știut să mă bucur, pentru că trăiam numai în trecut, în regrete, în tristețe. În ultimele zile, două zile, am învățat să trăiesc și asta este foarte important. Eu sunt soarele meu. Vă spun cu inima, cu mâna pe inimă, că de astăzi înainte o să mă iubesc și o să iubesc tot ce e frumos în jurul meu. Vă iubesc! Felicitări! Wow! Wow! Felicitări! Bună dimineața! Cum să mă bucur mâine, pentru că ceva pe care îl iubesc se termină. Cred că o voi face cu multă curiozitate. Sunt curioasă cum va fi viața mea de mâine încolo și e o provocare, pentru că am învățat aici să ies din zona de confort. Vă iubesc pe toți! Wow! Felicitări! Felicitări! Bună dimineața! Cum te bucur de prezent? Eu am învățat că pun iubire în ceea ce fac. Trăiesc clipa, căci știu că mâine va veni o clipă și mai frumoasă. Vă pup și vă iubesc! Felicitări! Felicitări! Bună dimineața! Sunt Ana, din nou. Cum să savurez clipa? Cum să savurez clipa? Sigur, de multe ori, contrarul a nu savura clipa este să-ți faci griji. Să-ți faci griji că ce urmează, să-ți faci griji că se termină momentul frumos. Și îmi vine în minte povestea cu drobul de sare și îmi dau seama că dacă stai și te gândești bine, îți faci griji de două ori. O dată înainte, că urmează ceva ce încă nu știi, și a doua oară îți vei face griji atunci când va fi momentul, în cazul în care se întâmplă ceva. Deci se adeverește ceea ce bănuiai că se va adeveri. De ce să consum energia de două ori? Încerc să mă focusez în prezent și să savurez momentul așa cum e el și mă bucur că îmi reușește. Atenția în prezent. Și cred că o ancoră, un sprijin pentru asta sunt simțurile, atenția pe ce se întâmplă în mod concret și capacitatea de a-ți scoate de acolo bucuria și seva. Vă îmbrățișez pe toți, savurați momentul! Wow! Felicitări! Felicitări! Bună dimineața! Sunt Stella. Cum mă bucur de prezent. Mă bucur și mă felicit că am conștientizat la cursul acesta că da, se poate. Mă bucur că mi-am atins obiectivul. Și am conștientizat valorile. Mă iubesc, sunt autentică, sunt etică. Mă felicit și vă felicit pe toți. Mă iubesc! Felicitări, felicitări!